Elevii de clasa 8 a membriei loturilor olimpice pentru concursurile internaționale au susținut marți 13 iunie proba scrisă la limba română la evaluarea națională, sesiunea specială. Rezultatele finale vor fi afișate la 16 iunie, scrie mediafax.ro. Potrivit Ministerului Educației, la 14 iunie, școlarii vor avea examenul la matematică, urmând ca joi, 15 iunie, elevii care fac parte din grupuri minoritare să susțină proba scrisă la limba maternă. Tot pe 15 iunie se vor afișa rezultatele, iar între orele 18 și 20, elevii nemulțumiți de rezultate pot depune contestații. Rezultatele finale vor fi făcute publice pe data de 16 iunie. Cei care au absolvit clasa 8-a și care nu participă la concursuri naționale vor susține pe 19 iunie proba scrisă la limba română. Miercuri, 21 iunie, școlarii vor susține proba scrisă la matematică, iar cei care aparțin minorităților vor susține pe 22 iunie proba la limba maternă. Rezultatele vor fi afișate în 26 iunie până la ora 16, iar după soluționarea contestațiilor, pe 30 iunie, elevii vor primi rezultatele finale. De anul acesta, ponderea mediilor din clasele gimnaziale scade la 20% față de 25% cât a fost până acum, restul de 80% fiind reprezentat de media de la evaluarea națională.